Vreau să pun o primă întrebare pentru părinți. Care este cea mai importantă poruncă, singura dacă ar trebui să alegi, pe care ai vrea să-i dai copilului tău și să o asculte întreaga viață? Și când este lângă tine și când nu este lângă tine. Și acasă, și la școală, și la muncă, în fiecare pas din viață. Care vrea să fie lucru care să-l călăuzească, să devină cel mai important pentru el? Și imaginea asta e doar că să-ți amintească să nu te întinzi prea mult, ci să te restrângi la ceva ce poate fi comunicat într-un SMS, adică 160 de caractere. Ce ei spune copilului tău? Și acum aș vrea să lărgesc cercul. Ce poruncă alege dacă ar trebui să vorbești întregii biserici? lucru pe care toți membrii bisericii să-l facă. Dacă ar fi să formulezi o poruncă pentru soția ta, pentru soțul tău, ce îi spune? Pentru cel mai bun prieten al tău, ai schimba în vreun fel lucrurile pe care ai vrea să le poruncești copilului tău? Dar dacă porunca ar fi pentru inima ta, e ceea ce urmărești tu în fiecare zi sau le spune să facă altceva? Nu știu unde v-a fugit gândul prima dată, dar aș vrea să pornim de la porunca pe care Dumnezeu ne dă fiecăruia dintre noi. Duhul Sfânt îl inspiră pe Moise să o pună în scris și Domnul Iisus se întoarce la ea în Noul Testament. Și porunca este în textul nostru de astăzi. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Când este întrebat să facă o ierarhie, să pună degetul pe locul întâi, Domnul Iisus spune, aceasta este cea din tâi și cea mai mare, și cea mai mare poruncă. Așa că și eu aș vrea să vorbesc astăzi despre cea mai mare poruncă, despre relația dintre poruncă și ascultare din Deuteronom 6. mi garte ne aflăm imediat după Darea Legii, în capitolul 5. Am început cu prologul istoric, Darea Legii și rolul de mediator al lui Moise. Începând cu această secțiune. Moise ne îndeamnă să-L iubim pe Dumnezeu. Și în mod special, acest capitol ia primele două porunci din decalog și le detalează, le explică, le aplică în termenii iubirii lui Dumnezeu cu toată ființa noastră. A doua secțiune a capitolului abordează testele pe care le întâlnim atunci când ne propunem să păzim cea mai mare poruncă pe care Dumnezeu ne-o dă. Și ultima secțiune a textului suntem, încredi, suntem încurajați Echipați Să privim dincolo de noi înșine În mod intenționat și să transmitem Mai departe încrederea în Dumnezeu Și porunca, porunca lui Cea mai mare poruncă sau terenul Pentru cea mai mare poruncă este Pregătit prin O motivație la ascultare Și prima motivație menționată în mod explicit în text este ca să te temi de Domnul. Să te temi de Domnul. Și-am pus această imagine cu acest bărbat care construiește un acoperiș ca să prezintă o idee a lui Francis Schaeffer. El spune în felul următor. Noi ne construim tot felul de acoperișuri ca să ne protejăm de razele puternice ale ideilor care ne, contra, ne contrazic, care ne deranjează care ne incomodează. De exemplu, dacă vrem să evităm ideea unui Dumnezeu Sfânt, căruia noi trebuie să-i dăm socoteală de fiecare gând al nostru, de fiecare vorbă pe care o spunem, fiecare faptă, ne construim un acoperiș imaginar, ideile noastre, ca să ne păzească de ideea acestui Dumnezeu. Și cumva detașați, indiferenți la cuvântul lui, la poruncile lui, Stăm în cuibul pe care ni l-am construit noi, sub acoperișul nostru. Însă, spune el, misiunea poporului Dumnezeu este să demonteze acest acoperiș, să-l dea jos. De ce? Ca să facă legătura fiecărui om cu acest Dumnezeu. Și exact același lucru îl face Moise, în primele trei versete. Acestea sunt poruncile, hotărârile și judecățile pe care Domnul Dumnezeul vostru mi-a poruncit să vă învăț, să le împliniți în țara pe care o veți stăpâni, ca să te temi de Domnul. Atât tu, cât și fiii tăi, și nepoții tăi, în toate zilele vieții tale, păzind toate hotărârile și poruncile pe care ți le dau, și ca să ai o viață lungă. Ascultă, Israele, și vechează să le împlinești, ca să-ți meargă bine și să vă înmulțiți mult. Așa cum ți-a promis Domnul, Dumnezeul strămoșilor tăi, în țara în care curge lapte și miere. Dacă Îl întâlnim cu adevărat pe Domnul, trebuie să învățăm să ne temem de El. Dar asta nu înseamnă să fugim prin viață, înspăimântați sau cu spaima în suflet, ci înseamnă să avem respect pentru El, să-L cunoaștem, să fim uimiți, încântați de El, să ne închinăm să dorim să iubim ce iubește El și să urăm lucrurile pe care El le urăște. Cartea Proverbe, de exemplu, capitolul 8, ne spune Teama de Domnul este să urăști răul. Eu urăsc mândria și aroganța, calerea și gura care spune lucruri pervertite. Prima motivație explicită este aceasta: să te temi de Domnul. După aceea, sunt și lucrurile sau binecuvântările pe care noi le primim. Ca să-ți meargă bine, să ai viață lungă, să fii fericit în țara pe care ți-o dă Domnul sau pe pământul pe care ni l-a încredințat Dumnezeu. Dar în relație cu Dumnezeu, asta e prima motivație: ca să te temi de Domnul, Dumnezeul tău. Al doilea pas este să-L iubești pe Domnul. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Și spuneam că Deuteronom 6 explică într-un mod unic primele două porunci din Decalog și aș vrea să le citesc. Capitolul 5, începând cu versetul 6. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa sclavilor. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci vreun chip cioplit, nici vreo înfățișare a ceea ce este sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele de sub pământ. Să nu te pleci înaintea lor și să nu le slujești, fiindcă eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinților lor, până la a treia sau a patra generație, acelor ce mă urăsc. Și arăt îndurare față de mii de generații, ale celor ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Și atât felul în care se aplică aceste porunci. Ascultă Israel, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Și aceste două versete sunt cunoscute și folosite și astăzi în tradiția iudaică sub numele de Shema, pornind de la primul cuvânt din textul ebraic. Și druvele sunt esența crezului iudaic, mărturisirii de credință a poporului Dumnezeu. Dar și un răspuns pe care fiecare dintre cei din poporul Dumnezeu trebuie să-l dea, atât individual cât și comunitar, la poruncile din Decalog. E o mărturisire de credință și e o declarație, un angajament în legământ. Un singur Dumnezeu care trebuie iubit cu toată inima. Spun că o declarație de legământ pentru că ascultă, nu transmite doar ideea de auzi. Și nu se oprește nici la auzi cu atenție, ci e și ideea de a asculta în sensul de a împlini de a-L trata pe Dumnezeu ca singurul Dumnezeu și de a-L iubi, nu, nu, doar de a auzi despre iubirea Lui, ci de a-L iubi cu toată inima. Cu misiunea lor, ca preoți al Lui Dumnezeu, păție de preoți pentru Dumnezeu și a noastră, ca și biserică, e complicată de faptul că trăim în mijlocul unei culturi care nu crede, care nu crede lucrurile astea și care e alergică și la ideea că este un singur Dumnezeu și la ideea că este un adevăr absolut. Și se spune în mod repetat și pe toate căile că fiecare persoană trebuie să se descopere. Să privească adânc în ei, să descopere cine este, care este identitatea ei, care sunt dorințele și apoi să și le exprime. Dar fără să fie limitat, fără să sufere vreun fel de constrângere din partea celor din jur. Trebuie doar să te exprimi liber. Să fie autentic cu ceea ce ai descoperit în interiorul tău. Adică nimeni nu poate spune cum sunt eu cu adevărat, dacă eu nu mă descriu pe mine, dacă eu nu mă exprim, fără să-mi pun garduri. Dar singura singură persoană care nu are dreptul ăsta în lumea noastră. Dumnezeu. Lumea noastră, Dumnezeu, nu se poate prezenta pe sine așa cum este El cu adevărat. Noi ceilalți, noi oameni, avem dreptul ăsta. Și nimeni nu trebuie să ne-l îngrădească. Dar Dumnezeu nu se poate descoperi. Dumnezeu nu se poate revela și ce spune El, aia să fie. Fiecare dintre noi creează, concepe o caricatură a lui Dumnezeu, o prezintă altora, crede în ea, se închină sau nu, înaintea caricaturii pe care a creat-o. Dar modul în care ne înțelegem și vorbim despre noi înșine. Nu poate fi rupt de relația noastră cu Dumnezeu. Nu poate fi rupt de relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că noi devenim ceea ce credem despre noi înșine. Tot mai mult ceea ce credem despre noi înșine. Și dacă rămânem doar cu părerile noastre, nu avem părerea Scripturii. Că am fost creați după chipul lui Dumnezeu. După asemănarea lui. Și această relație este esențială: că suntem creația lui și că ne putem găsi împlinirea doar în relație cu el, manifestând chipul lui, cunoscându-l și făcându-l de cunoscut. Și, de fapt, când Creatorul nostru ne spune să-l iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea, el ne dorește binele. Ne cheamă să fim pe deplini umani, ceea ce am fost creați să fim, și ceea ce nu putem fi singuri. Când privim lucrurile din această perspectivă, concluzia la care trebuie să ajungem sau la care ajungem e că măsura în care îl iubim pe Dumnezeu este măsura sănătății noastre spirituale. Suntem sănătoși sau suntem bolnavi? în funcție de modul sau de cât sau de măsura în care îl iubim pe Dumnezeu. Noi suficient să iubim. Obiectul iubirii noastre este esențial, este fundamental. De ce? Pentru că noi putem iubi orice? Ne iubim exagerat pe noi înșine? Putem iubi greșit pe cei din jurul nostru, fie că e vorba de soț, de soție, de copii, de părinți, de prieteni? iubim mâncarea, căpșunii și ciocolata, alții friptura, iubim câinii și pisicile, sportul și distracția. Noi putem iubi orice și în mod exagerat putem iubi orice. Dar vestea bună e că Dumnezeu ne iubește mai întâi, fără să o merităm, fără să o merităm deloc, Dumnezeu ne iubește. Și noi suntem chemați să Răspundem lui Dumnezeu, modul în care El ne iubește, fără limite, fără îngrădiri, să ne legăm viața de Cel veșnic, adică să avem parte de iubire care poate dura pentru veșnicie. Asta ne cere Dumnezeu, că ne cere să-L iubim cu toată inima, să-L iubim cu tot sufletul și cu puterea noastră. Dar, mai întâlnim o problemă în cultura noastră. Că vorbim despre iubire, vorbim despre inimă, în mod direct, instinctiv. Cultura noastră se gândește doar la emoții. Doar la emoții. Dar în limbajul Scripturii, în inimă sunt mai multe lucruri, nu doar emoțiile. Sunt mai multe rotițe care se mișcă una pe alta și emoțiile sunt doar o parte dintre ele este acolo, mai sunt acolo gândurile noastre și mai sunt acolo deciziile, alegerile noastre, voința noastră. Scriptura așează toate aceste lucruri în inima noastră. Și aș vrea să vă dau câte un exemplu pentru fiecare din prima carte a lui Moise, din Geneza. Înainte să trimite potopul peste lume, Dumnezeu spune în felul următor, sau Moise despre Dumnezeu. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinație a gândurilor, inimii lui, unde sunt gândurile, în inima omului. Erau toate ziua îndreptate numai spre rău. Apoi la emoții. Vă duce la episodul cu Iacov și copiii lui care se întorc din Egipt. Eu au plecat înapoi din Egipt, și a ajuns în țara Cananului, la Iacov, tatăl lor, și l-au știință zicând, Iosif trăiește! Chiar el este domnitor peste toată țara Egiptului. Însă inima lui Iacov a rămas rece, nicio emoție, nicio reacție, fiindcă nu credea. nu credea ce spuneau. Dacă m-aș uita la alegeri, la deciziile pe care le facem, Scriptura așează și voința în inima noastră. Esau l-a urât pe Iacov din cauza binecuvântării pe care i-a dat-o tatăl său. Și el îi zicea în inima sa, a decis în inima sa, zile de bocet pentru tatăl meu să apropie, apoi îl voi ucide pe fratele meu Iacov. Cine ne cheamă Dumnezeu prin cea mai mare poruncă e să îl iubim cu tot ce este în inima noastră, cu gândurile noastre, cu emoțiile noastre, cu deciziile pe care le luăm. Sufletul, al doilea compartiment, nu știu dacă putem vorbi așa, este partea nevăzută din noi. Suflarea de viață. Viața pe care Dumnezeu a pus-o conform scripturii și în om și în animale. Și când Dumnezeu ne cere să-l iubim cu Sufletul, ne cere să-l iubim cu fiecare suflare noastră. Fiecare moment să fim plini de dragoste pentru El, cu fiecare dorință, cu fiecare nevoie. Și în același timp, Dumnezeu ne cere să-L iubim cu toată puterea, cu toate resursele pe care le avem. Și în felul ăsta, cu tot ce avem, cu tot ce facem, să le supunem înaintea Lui. E o iubire care începe să ne transforme din interior, care trebuie să se vadă în afară, în tot ceea ce facem. În felul în care ne manifestăm, în toate resursele și prin puterea noastră. Dumnezeu ne cere să-L iubim în acest fel, cu tot ce suntem, pentru că El ne-a iubit, cu tot ce este fără limite, fără granițe. Dar, dragostea pe care ne cere Dumnezeu nu se rezumă la emoții, la gânduri calde despre El, declarații săptămânale. Și Moise se accentuează. Și noi ar trebui să acceptăm și mai mult astăzi, în mijlocul culturii în care trăim. Că, că măsura în care îl iubim pe Dumnezeu nu este doar măsura în care suntem sănătoși spirituali, ci măsura în care îl ascultăm pe Dumnezeu este măsura sănătății noastre spirituale. Suntem sănătoși pe interior, în inima noastră, în măsura în care îl ascultăm pe Dumnezeu. Nu în măsura în care repetăm poruncile Lui. Nu în măsura în care declarăm lucruri corecte de, despre El. Alegem cele mai frumoase cântece și le cântăm în continuu. Nu, ci în măsura în care Îl ascultăm. În felul ăsta vrea să fie iubit Dumnezeu. Începând cu versetul 6, o să începe să aplice această poruncă și așa aplică încă și astăzi. Evrei, cuvintele lui Moise, iată despre ce este vorba. Iar cuvintele acestea pe care ți le poruncesc astăzi, să le păstrezi în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești despre ele. Când vei fi acasă sau în călătorie, când te vei culca sau când te vei trezi, să-ți le legi de mână, ca semn de aducere aminte. Și fiecare dintre acești bărbați poartă un astfel de semn. Și să fie ca niște bentițe pe frunte. Să le scrie pe tocurile ușilor caselor tale și pe porțile tale. Iubirea lui Dumnezeu trebuie să fie da, un angajament personal, dar care trebuie să fie manifestat în mod public. O interiorizare a legii, să le pui în inima ta, dar să nu rămână ascunse acolo, și numai tu să știi de ele, și nimeni să nu bănuiască că sunt acolo, în inima ta, ci să se vadă, să fie o declarație publică a relației tale de legământ, a ascultării, a angajamentului pe care îl ai față de Dumnezeu. În mod practic, vizibil, de la A la Z, Dumnezeu să marcheze în mod real toate lucrurile pe care le faci. Viața ta, familia ta, locul tău de muncă. În fiecare loc în care mergi, să-L iubești pe Dumnezeu, acasă sau în concediu. Dacă ne-am evalua doar după cuvintele din aceste versete, cum ar vrea Dumnezeu să fie iubit în casele noastre, în familiile noastre, în inima noastră, mă tem că foarte mulți dintre noi ar trebui să recunoaștem cașezarea cuvintelor lui Dumnezeu în inima noastră, discutarea despre el, rugăciunea înainte lui Dumnezeu, închinarea în familie, este mai degrabă o neglijare constantă din partea noastră, decât o prioritate, un reper în familia noastră, un punct de referință care ne adună și care ne unește, cel mai important lucru pe care îl avem împreună. În comun. Dar dacă noi dăm timp, noi dăm atenție lucrurilor pe care le iubim, pasiunilor noastre, persoanelor pe care le iubim, ce spune despre noi ca familie prezența sau absența Cuvântului Dumnezeu din viața noastră ca familie? Închinării din familia noastră? Ce spun lucrurile astea, prezența lor sau absența lor? despre măsura în care noi îl iubim pe Dumnezeu, ca familie. Este un slogan? Sau este o realitate zilnică a familiei noastre? Ne definește? Sau întâmplător facem acest lucru? Probabil că dacă noi ar trebui să actualizăm lucrurile, nu cred că ar trebui să mergem în direcția asta. De asta vă rog să nu veniți duminica viitoare, așa, la biserică. Și mai degrabă ar trebui să ne spunem la trezire și la culcare, ziua ta, gândul tău, inima ta să fie marcată, impregnată de Cuvântul lui Dumnezeu. La micul dejun și la cină. Când sunteți acasă sau când sunteți în trafic, când sunteți în concediu sau când sunteți la muncă, faceți crafturi. Activități care se vă dune în jurul lui Dumnezeu, prin care să învățați, prin care să transmiteți mesajul Evangheliei. Dacă nu puteți face asta, învățați de la artiștii creștini, împrumutați cuvintele cântecelor lor, lucrările lor. Învățați de lele. Lucrarea asta vorbește despre Cersenini, doar o crăpătură acolo. Mai țineți minte ideea lui Francis Schaeffer. Trebuie să demontăm acoperișurile pe care le construim ca să-L ignorăm pe Dumnezeu, să putem trăi fără El. Gândiți-vă doar la Domnul Isus. A vorbit despre Tatăl Ceresc aproape în orice loc posibil. În sinagogi, unde era de așteptat, în templu sau în curtea templului, unde era de așteptat să facă lucrul ăsta, dar vorbi din bărci, de pe țărmul mării, în mijlocul unui lan de greu, când era el cu ucenicii și cu fariseii. În pustiu a vorbit despre tatăl când era singur cu diavolul. A vorbit în casă și la masă, pe drum, în orice loc posibil, el a vorbit despre tatăl. Ca să ne învețe mai bine cum stau lucrurile în împărăția cerurilor, a folosit o grămadă de lecții cu obiecte, în pildele împărăției. A luat o grămadă de lucruri care erau în jurul lui ca să ne arate, să ne învețe cum este viața în împărăția cerurilor. Și așa ne spune și să ne aducem aminte de el. Printr-un simbol, prin pâine și vin, prin care să nu aminte de trupul lui frânt, de legământul nou în care am intrat, în care să rămânem să fim credincioși până când El va veni. Această poruncă pe care Moise ne-o dă, pe care Domnul Iisus ne-o repetă, de a trăi în mod intenționat credința noastră, public, în fața oamenilor. Și asta e contracultural. Pentru că, Cultura noastră ne încurajează să fim credincioși, să credem în Dumnezeu, dar acasă, în mod privat, nu spune nimănui ce crezi tu. Ce vrei tu, ce e bine pentru tine, noi suntem bucuroși că te ajută. Dar stai acolo tăcut, nu spune și altora, nu încerca să impui convingerile tale. Și această reacție ostilă față de mandatul pe care Dumnezeu ne l-a încredințat, merge și faceți ucenici din toate neamurile, de fapt ne testează. Ne testează măsura în care noi păzim cea mai mare poruncă, măsura în care Îl iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul și cu toată puterea noastră. Și versetele 10 la 19 ne vorbesc despre testarea încrederii în Dumnezeu, despre măsura în care păzim poruncile Lui. Și ne oferă trei contexte. Când ești binecuvântat de Dumnezeu, în termenii lor, când Dumnezeu îți dă țara mobilată și echipată cu tot ce ai nevoie. Apoi când ești acolo și auzi chemarea idolilor, venind din toate părțile și vocea lor este seducătoare. Sau când nu ai, îți lipsesc chiar și lucrurile esențiale și atunci, în lipsuri, descoperi măsura în care îl iubești și îl asculți pe Dumnezeu. În primul rând, testarea păzirii poruncii în mijlocul binecuvântărilor date de Dumnezeu. Nu câștigate în mod necinstit, ci primite de la Dumnezeu. De ce e periculos lucrul ăsta? Aparent e foarte ușor să-L iubim pe Dumnezeu. Când ne răspunde la rugăciuni, foarte repede, ne dă tot ce avem nevoie. Mai mult decât îi cerem. Pare ușor să-L iubim pe Dumnezeu. Dar tocmai lucrurile pe care El ne le dă binecuvântările Lui bune, pot fi pervertite de inima noastră, care e atinsă de păcat. Și un lucru bun ne poate lua ochii de pe Dumnezeu. Să ne mulțumim doar cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, cu lucrurile pe care ni le-a dat. Și astfel noi transformăm binecuvântările Lui în blestemul nostru, pentru că le iubim mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu. Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în țara pe care a promis-o prin jurământ părinților tăi, Avram, Isaac și Iacov, și îți va da cetăți mari și bune pe care nu tu le-ai construit, ca pline cu tot felul de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, fântâni pe care nu tu le-ai săpat, Vișii și măslin pe care nu tu i-ai plantat, atunci când vei mânca și te vei sătura, ai grijă. Să nu cumva să uiți de Domnul care te-a scos din țara Egiptului, din casa sclavilor. Comorile pe care le avem, lucrurile care spune că sunt noastre, că le-am primit de la Dumnezeu, lucrurile în care ne punem încrederea pentru viitor, le am și de acum o să pot trăi liniștit. Știți răspunsul pe care Dumnezeu l a dat bogatului. Sunt înșelătoare. Pentru că sufletul nostru privește la ele și își pierde dorul de Dumnezeu. Își pierde iubirea de Dumnezeu, dependența de El. Gândiți-vă la aroganța lui Faraon. Este pe tronul Egiptului și un Moise la el, un fugar. Și în aroganța lui răspunde lui Moise, cine este Domnul ca să, las pe Israel, ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu-l cunosc pe Domnul. De ce să asculte glasul lui? Sau Solomon, regele poporului lui Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu, din plin, mai mult decât orice alt rege, și a pierdut dragostea de Dumnezeu. S-a străinat de Dumnezeu în mijlocul binecuvântărilor pe care le-a primit de la Dumnezeu, pentru că nu a știut ce să facă cu ele. Sau la biserica din Laodicea care zicea, sunt bogat, m-am îmbogățit. Nu duc lipsă de nimic și Domnul Iisus trebuie să-i spună, nu știi că ești sărac, orb, vrednic de milă, nenorocit. Și oricare din noi poate ajunge în locul lor. Când iubim lucrurile pe care ne le dă Dumnezeu, dar nu le administrăm bine, cine ne cuceresc inima. În al doilea rând, testarea păzirii poruncii de a iubi pe Dumnezeu. Are loc în mijlocul chemării seducătoare a idolilor. Și istoria Israelului a fost marcată de astfel de lucruri. Imediat după ce au încheiat legământul, în timpul lunii de miere, am spune noi, și au făcut un vițel de aur și s-au închinat înaintea lui. Și soluția propusă de Moise e să alegem, să decidem în inima noastră, să-L slujim numai pe Dumnezeu, să-L iubim numai pe Dumnezeu. Știind că urmează în continuare să auzim vocea seducătoare a idolilor din jurul nostru. Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, Lui să-i slujești și numele Lui să juri. Să nu te duci, să nu vă duceți după alți Dumnezei, dintre Dumnezei popoarelor care sunt în mijlocul vostru, fiindcă Domnul Dumnezeul tău, care este în mijlocul tău, este un Dumnezeu gelos, nu te împarte cu nimeni, nu acceptă lucrul ăsta, iar în mânia lui s-ar aprinde împotriva ta și te-ar nimici de pe fața pământului. Dar în treilea rând, păzirea poruncii este testată în lipsuri. Să nu li spitiți pe Domnul Dumnezeul vostru cum l-ați ispitit la masă, să păziți cu atenție poruncile Domnului Dumnezeului vostru, învățăturile și hotărârile pe care vi le-a dat. Să faci ce este drept și bine înaintea Domnului, ca să-ți meargă bine și să intri în stăpânirea acelei țări bune pe care El a promis-o prin jurământ strămășilor tăi. Astfel să-i alungi dinaintea ta pe toți dușmanii tăi, cum a spus Domnul. Dar cum să-L mai iubești pe Dumnezeu în lipsuri? De ce să-L mai slujești? Când nu ai lucrurile de care ai nevoie, nu toate visele, lucrurile de care ai nevoie, nu sună atractiv. Dar ascultarea de Dumnezeu costă. Și diavolul știe ce ne costă. Și totdeauna o să ne amintească. O să vină cu lista lucrurilor pe care le pierdem, pe care le-am pierdut prin ascultarea de Dumnezeu. Care vrei să fii fraier? Chiar vrei să continui să pierzi? Uite cât ai pierdut. Uite cât o să pierzi. Tu chiar crezi că Scriptura te mai ajută unde ești? Păi nimeni nu a mai fost unde ai fost tu. Cam asta au înțeles ei când erau la masă. n aveau apă. Oare Dumnezeu în mijlocul nostru? Dacă noi nu avem apă, chiar El, chiar El cu noi, chiar ne călăuzește El? Învață de la Isus cum să învingi această ispită. Pentru că El a venit pe pământ renunțând la bogății mai mari decât tine mult mai mari decât tine. S-a golit de sine însuși, luând un chip de om, un chip de rob, de slujitor. Și când a fost pe pământ, a petrecut 40 de zile fără casă, fără masă, fără apă, în pustie, singur cu diavolul. Singura voce pe care o auzea era a diavolului. Tatăl nu-i mai vorbea conform evanghelilor. Singura voce pe care o auzea era a diavolului. Dar pentru că l-a iubit pe Dumnezeu, pentru că a așezat cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, cuvântul lui Dumnezeu despre idoli, despre lipsuri din Deuteronom 6, a putut să-i răspundă diavolului cu aceste cuvinte. După ce a flămânzit, după ce era sete, când nu avea nimic în jurul lui decât pustiu și pietre, dar pentru că avea cuvântul lui Dumnezeu în inima lui, a piruit ispita. Pentru că l-a iubit pe Dumnezeu mai mult decât lucrurile bune pe care i le-a dat. Sau decât cele pe care i le-a luat. Iisus ne ajută să rezistăm acest ispiți, să strâmbăm cuvântul lui Dumnezeu, crezând că Dumnezeu există doar ca să împlinească mie dorințele. Și eu doar trebuie să răsfăiesc, să găsesc butonul potrivit, ca El să împlinească dorința pe care eu o spun acum, în termenul pe care eu îl dau. Și să știu cum să-L controlez pe Dumnezeu. Isus ne învață cum să respingem scurtăturile pe care diavolul ne oferă. Eu pe aici. Ce să mergi pe calea lungă? Iau pe scurtătură. Isus ne ajută să nu facem compromisuri, să nu facem un idol din bogăție, din putere pe care diavolul i le-a oferit. Să-L vindem pe Dumnezeu pentru lucruri mult mai mărunte decât a primit Domnul Isus, pentru o carieră de succes, pentru o cifră în plus la venituri sau la afaceri. Să alegem un drum care pare mai ușor, să te ducă mai repede în vârf. Dar, învățăm de la Isus cum să ne păzim inima în mijlocul ispitelor și în pustiu, în belșug, sau în mijlocul chemării idolilor. De ce? Nu numai ca să biruim, ci ca să transmitem această poruncă și generații următoare, și copiilor noștri, ca și ei să fie biruitori alături de Dumnezeu. Comentând acest pasaj, Raymond Brown spune că adevărul nu trebuie să fie doar primit, ci trebuie să fie împărtășit. Trebuie să fie împărtășit. Și Dumnezeu anticipează întrebarea pe care un copil o va pune tatălui lui. Dar unde credeți că o să-i pună un copil întrebări tatălui? Când citesc Biblia, poate, uneori. Dar dacă îi pune întrebări când îl vede în mijlocul testelor, când îl, vede cum, când îl vede cum trăiește în belșug, când îl vede că trăiește în auzul vocii idolilor. Când îl vede când trăiește în lipsuri. Tată, tu de ce îl mai asculți pe Dumnezeu? Mamă, tu de ce îl mai asculți pe Dumnezeu? Când noi avem casa asta umplută cu toate lucrurile de care avem nevoie. Deci mă afară și gazon, îi vadă cât vedem cu ochii. Nu avem doar fântână, că avem și piscină. Tu de ce mai asculți de Dumnezeu? Mai ai nevoie de ceva de la El? Tată, mamă, sunt atâtea religii atâția Dumnezei în lume. Tu de ce te-ai să asculți tocmai de Dumnezeu ăsta? Nu ne putem descurca fără El? Hai să decidem noi ce să facem în viață. N-ar fi mai bine așa? Să gândiți-vă în lipsuri. Tată, -ma, tu de ce mai asculți de Dumnezeu dacă noi ne chinuim să supraviețuim? Ei n-aveau apă la masă. Poate noi ne chinuim să ne platim facturile. Tu de ce mai asculți de Dumnezeu? Dacă noi toată luna trebuie să-i cerem bani de mâncare, tu de ce mai asculți de el? Aceeași întrebare legată de păzirea poruncii lui Dumnezeu poate fi pusă în orice context în care suntem și copiii noștri văd dacă îl ascultăm sau nu pe Dumnezeu acolo unde suntem, în mijlocul binecuvântării, în lipsuri sau când auzim tot felul de chemări ale idolilor. Și de pe la doi ani, cel puțin la noi, așa au început, de pe la doi ani toți copiii pun întrebarea asta, de ce? Și pe o, -o repetă, fie din curiozitate, fie din revoltă. De ce? De ce noi? De ce așa? Și din text îi răspunde, dar îi răspunde prin povestea vieții lui. Iată ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Iată ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Iată de ce ascult de El. Iată de ce și tu ar trebui să câștige această încredere în El. Cu alte cuvinte, noi, părinții, suntem primii care am primit responsabilitatea să transmitem porunca, să-i încurajăm pe copiii noștri să apuce, să apuce ștacheta și, și să meargă mai departe. Când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă aceste învățături, hotărâri și judecăți pe care vi le-a poruncit Domnul Dumnezeul tău? Să-i răspunzi fiului tău astfel. Noi eram sclavi al lui Faraon în Egipt, iar Domnul ne-a scos din Egipt cu mână puternică. Înaintea ochilor noștri, Domnul a făcut semne, minuni mari, dezastre împotriva Egiptului, împotriva lui Faraon și a întregii lui case. El ne-a scos de acolo, ca să ne ducă în țara pe care a promis-o prin jurământ strămoșilor noștri. Domnul ne-a poruncit să împlinim toate aceste hotărâri și să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne fie bine în toate zilele și să ne țină în viață, așa cum a făcut până în ziua aceasta. Iar dacă vom avea grijă, să împlinim toate poruncile acestea înaintea Domnului Dumnezeului nostru, așa cum ne-a poruncit el, aceasta va fi dreptate pentru noi. Provocarea de duminica trecută a fost să reformulez textul din Deuteronom 4, în limbaj creștin ca să descrie istoria ta cu Dumnezeu. Adică să pui în scris ce ai vrea să-i amintești inimitale despre Dumnezeu. Ce-a făcut Dumnezeu pentru tine? Să-ți amintești ție ce-a făcut Dumnezeu. Textul de azi nu un pas mai departe. Și ne cheamă să-i dăm tema copilului nostru. să spunem ce-a făcut Domnul pentru noi. Ca și el să fie încurajat să se încreadă în Dumnezeu, să creadă în el. Acum, dacă ți-ai făcut tema, nu ești cu mâna goală, ești cel din față. Și trebuie doar să traduci pe înțelesul a copiilor tăi sau a nepoților tăi. Dar iată un har pe care Dumnezeu îl dă în acest text. Ne dă până și tema făcută. Ce se discute un, copii, un părinte cu copilul lui? Care sunt cuvintele, povestea vieții pe care să-i o spună? Și noi o putem accepta sau o putem ignora? O putem folosi sau o putem lăsa de acolo? Acolo o să rămână în textul Scripturii. Tu ce o să-i spui copilului tău? De ce să-l asculte pe Dumnezeu? De ce să se încreadă în el? Că se uită copilul tău la tine, în toate locurile prin care treci, în care te vede. Ce înțelege din exemplul tău? Merită să-l urmezi pe Dumnezeu? Sau nu? Cum ar fi să începem să recunoaștem că oriunde am fi, ori intrând în cursă, ori alergând spre capătul cursei, de fapt, toți suntem pe aceeași pistă de alergare, toți suntem în aceeași barcă în care ne luptăm să-L ascultăm pe Dumnezeu și asta e lupta vieții noastre, să-L ascultăm pe Dumnezeu și timpul ne va ajuta să înțelegem mai multe despre această luptă a inimii noastre. este un cuvânt sau un set de termeni pe care dacă veți citi cu atenție acasă de deuteronom capitolul 6, sau dacă ți-a ascultat cu atenție ceea ce ne-a spus Manu, a revenit aproape obositor. Păzește, ascultă, împlinește, caută, veghează, Acum, și Maru ne spunea mai devreme că măsura în care îl ascultăm pe Dumnezeu, în mijlocul prosperității, asaltați de idol sau chiar fi indispitiți, este măsura sănătății noastre spirituale. Acum, cine ar avea curajul să spună, mai ales citind un astfel de text, că ascultarea în general și ascultarea în special de Dumnezeu nu este importantă? tot sau oricum o majoritate covârșitoare, suntem de acord că ascultarea este importantă. Și numai dacă ne amintim cuvintele Domnului Isus Hristos care spune că nu oricine cine îmi spune Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor, ci cel ce face, cel ce ascultă. Dar dacă ascultarea este atât de importantă, mă întreb, de ce ne este atât de greu să ascultăm? cui este ușor să asculte? cui este ușor să asculte atunci când primește un ordin de la cineva? vă este mai ușor să ascultați atunci când primiți un sfat? Oare de ce? I-aș întreba pe copii dacă le este ușor să asculte de părinții lor sau de profesorii sau de învățătorilor. Dar având în vedere că în sală sunt mai mulți părinți și bunici, v-aș întreba așa cum îi știți pe copiii dumneavoastră, le este ușor să asculte? Nu întotdeauna. Dragi frați, domnilor, vă este ușor să ascultați sfatul soțiilor dumneavoastră? dumneavoastră? sau sfatul altcuiva, chiar dacă știți că este bun și este spre bine. Dragi soții, doamnelor, vă este ușor să ascultați? Ascultarea, iată un cuvânt care nu prea ne place în mod special. De ce ne este atât de greu să ascultăm, chiar dacă știm că porunca sau sfatul respectiv este spre binele nostru? Și rațional, recunoaștem acest lucru. De ce, este aceast... de ce ducem această luptă a ascultării? Răspunsul scripturii este pentru că, în esență, păcatul este o răzvrătire împotriva autorității lui Dumnezeu. Este o contestare radicală a autorității Lui. Iar această răzvrătire se datorează capului de pod pe care diavolul îl are în noi și pe care Biblia îl numește fire pământească sau omul cel vei cu patimile și poftele lui. Acestei realități din noi Dumnezeu îi opune o alta, crucea. Că și ce sunt al lui Hristos și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, ne spune Dumnezeu în Galaten 5:24 Firea pământească face ascultarea să fie sau să pară cel puțin foarte grea, pentru că ne ademenește într-o direcție total opusă voii lui Dumnezeu. Și iată cum este descris acest mecanism păcătos pe care fiecare dintre noi îl regăsim înăuntul nostru, în inima noastră. În Roman, capitolul 7, începând cu versetul 7. Deci ce vom zice? Legea, poruncile. Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Din potrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă, pofta nu, dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine, prin poruncă, tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. O dinioară, fiindcă eram fără lege, trăiam, dar când a venit porunca, păcatul a înviat și eu am murit. Și porunca, ea care trebuia să-mi dea viața, mi-a pricinuit moartea pentru că păcatul a luat prilejul, prin ea m-a amăgit și prin însăși porunca aceasta m-a lovit cu moartea. Așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Atunci, un lucru bun mi-a dat moartea? Nici de cum. Dar păcatul, tocmai ca să iasă la ivială ca păcat, mi-a dat, mi-a dat, mi-a dat moartea printr-un lucru bun, pentru ca păcatul să se arate afară din cale de păcătos, prin faptul că se sluja de aceeași poruncă. Așadar, primul lucru pe care l-a sublinea cu privire la ascultare este acela că, pentru un creștin, este absolut normală această luptă a ascultării de îndemnurile Duhului și a neascultării de poftele filip pământești. Cine nu o duce, cine nu o simte, fie a murit deja și mai trebuie doar îngropat, fie a renunțat la luptă și s-a lăsat mințit și condus de propria fire păcătoasă. Dar cum biruim în această luptă a ascultării? Ce resurse avem? În mod evident, prima și cea mai importantă resursă pe care Dumnezeu ne-o dă este prezența, puterea, călăuzirea și mijlocirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt în noi Iar lucrul acesta ne-l spune Apostolul Pavel foarte clar În 1 Corinteni 3 cu 16 Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu Și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Trupul nostru nu este al nostru, ci este al lui Este templul lui În plus, chiar Domnul Iisus Hristos Când a mers în pustie Nu a mers singur Ci a mers plin, plin de Duhul Sfânt A mers condus de Duhul Oare n-ar fi o nebunie să credem că prin puterea noastră, că puterea noastră ne este îndeajuns pentru a fi biruitori asupra tertipurilor firii pământești? Așadar, poftelor firii pământești, Dumnezeu le contrapune îndemnurile Duhului. Dar dacă am crezut că diavolul prin firia pământească abandonează lupta, ne-am înșelat. El va căuta în continuare să ne amăgească și să facă păcatul simplu, ușor, atrăgător, profitabil, la modă și de dorit. În plus, ascultarea o va face să pară grea, mai grea decât este în realitate, respingătoare, păguboasă, demodată și complet învechită. De aceea, pentru a contrabalansa lucrurile, Dumnezeu ne spune în Romani capitolul 8. Începând cu versetul 12, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri, dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele firii, faptele trupului, veți trăi. și toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii a lui Dumnezeu. Dar această luptă naște suferință. Iar mai jos, apostolul Pavel continuă că vom fi împreună moștenitori cu Hristos dacă suferim împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Dar aceste suferințe, suferințele din vremea de acum, nu sunt vretnice să fie puse alături de slava viitoare, ne spune El. Așadar, ce am făcut până acum este să conștientizăm că lupta ascultării este ceva normal și absolut necesar în viața unui creștin și că pentru a birui în această luptă Dumnezeu, după ce ne-a iertat, după ce ne-a curățit de păcate și ne-a ne dat Duhul Său cel Sfânt ca să ne călăuzească în tot adevărul. Duhul Sfânt, prin credința în Domnul Isus Hristos, ne-a născut din nou și ne oferă de fiecare dată o alternativă la pofta firii pământești. Dar responsabilitatea înclinării acestei balanțe, Dumnezeu nu ne-a luat-o din mână, pentru că ne-a lăsat libertatea de a alege. Și noi putem cultiva fie omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, fie omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul, că scris în efeseni, capitolul 4, versetele 22 și 24. Dar cum se întâmplă acest lucru? Cum cultivăm lucrurile, omul cel nou? Versetul 23 ne răspunde și ne dă cheia: Să vă noiți în Duhul Minții voastre. Adică ar trebui să dobândim un nou mod de gândire cu privire la Dumnezeu, cu privire la noi și cu privire la păcat. Dar de ce este mintea atât de importantă? Pentru că cineva spunea că mintea este gardianul sufletului. Iar dacă mintea mea e neechipată și nu va recunoaște dușmanul, restul lucrurilor, restul cetății, sufletului meu va cădea de la sine. În acest proces. Porunciile, legile și judecățile date de Dumnezeu sunt esențiale și trebuie să ajungem să le avem în inima noastră, în mintea noastră. Sau dacă ar fi să transpun acest lucru în limbaj nou testamentar, aș spune că este vorba de a învăța noi înșine mai întâi să păzim tot ce ne-a poruncit Domnul Isus Hristos și apoi să învățăm și pe alții să păzească. Cu alte cuvinte, mai întâi să fim noi ucenici iar apoi să-i ajutăm și pe alții să devină ucenici, ne spune Domnul Iisus Hristos în Matei 28. Așadar, prima resursă este Duhul Sfânt, dar a doua resursă este sabia Duhului, dacă vreți, sau puterea înnoitoare a Cuvântului lui Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să intrăm în acest proces al înnoirii inimii noastre, într-un proces de învățare, de transformare a minții, a sentimentelor, a voinței, a caracterului și a comportamentului. Iar instrumentul pe care Dumnezeu îl folosește este cuvântul său. Cine crede că poate duce o astfel de luptă prin propriile puteri, fie este nebun, fie este îngânfat. Ceea ce, din punct de vedere spiritual, este același lucru. Dar, ce trebuie să fac? Cum să ajung la această înnoire perpetuă a inimii? Dacă ar fi să răspund simplu și direct, aș spune trebuie să ne biblicizăm mintea. Scuzați-mi acest barbarism. Dar mintea noastră ar trebui să intre în tiparele de gândire pe care Dumnezeu ni le-a descoperit în Scriptură și după ea să tragă gândurile, emoțiile, voința, caracterul și comportamentul nostru. Ce vreau să spun este că fie ser fiecare sertăraș, fiecare bait al sufletului nostru, al inimii noastre, este afectat și corupt de păcat. Și de aceea fiecare sărtăraș, informația din fiecare sărtăraș, din fiecare bait, trebuie ștearsă și rescrisă complet. Avem adânc înrădăcinate în noi valorile lumii. Uneori nici nu le conștientizăm. Și de aceea avem nevoie de Duhul Sfânt să ne ajute și de cuvânt într-un fel să taie, să ne arate unde e problema. Dar ceea ce considerăm valoros, ne spune Domnul Iisus Hristos, ne va modela întreaga ființă, pentru că unde este inima noastră, unde, va fi și, unde este și comoara noastră. Pentru a zugrăvi și mai bine relația dintre, sau cum ar trebui să fie relația dintre noi și cuvântul lui Dumnezeu, Biblia folosește cel puțin două metafore. Prima dintre ele este metafora hranei și cea de-a doua este metafora celui îndrăgostit. Prima îmi vorbește de o nevoie, cea de-a doua îmi vorbește despre împlinire și despre bucurie. Dacă nu mă înșel, pentru a întreține trupul, mâncăm toți în fiecare zi, cel puțin o dată. Și suntem foarte preocupați de calitatea hranei pe care o mâncăm. De ce oare, în ce privește sufletul nostru, suntem mai puțin preocupați și mai puțin vigilenți? Sigur, putem citi doar ca să bifăm un obicei și totul se transformă într-un ritual. Dar doar că atunci când citim Slova, n-ar trebui să uităm că în spatele Slove este o persoană. Este cea mai importantă persoană, este însuși Creatorul meu. Iar dacă vreau să-mi păstrez relația cu El, n-am unde să mă duc în altă parte, pentru că există un singur loc în care El s-a descoperit, și anume Scriptura. Este un singur loc în care eu mă regăsesc descris de către El și mi se oferă adevărata mea identitate. Sau ați întâlnit vreodată oameni pasionați? Cum se manifestă? Păi orice ar face, indiferent ce fac, unde merg, cu cine se întâlnesc, ajung mereu să vorbească despre pasiunile lor. Uneori avem impresia că sunt de dreptul obsedați de acele lucruri, de lucrurile pe care le iubesc. Într-un anume sens, cred că așa ar trebui să fie și relația noastră cu Scriptura. Pentru că orice motivație, Orice atitudine, orice gând, orice vorbă, orice faptă, orice ocazie, orice decizie și orice relație ar trebui să o privim prin lentila pe care Dumnezeu mi-o oferă. De aceea, un creștin care nu-și așează viața pe temelia sigură a scripturii și o biserică care nu este zidită pe învățătura curată a scripturii, nu vor rezista în contexte, în contexte potrivnice. Iar dacă cuvântul scripturii devine pasiunea noastră, atunci vom vorbi despre ea și vom spune și altora. Copiii o vor vedea și ne vor pune întrebări. Vom căuta și vom face totul pentru a-i pentru expune în mod cât mai des și cât mai direct cuvântului lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne străduim să-l facem la școala duminicală. Dar de-a lungul unui an. Am stat și am socotit. Ne întâlnim 42 de ore cu ei acolo. În timp ce un an întreg are peste 1000, peste 8700 de ore. Procentul, dacă vreți, este de 0,48%. Iar dacă eliminăm somnul, ajunge încetişor la 0,72. Restul timpului? Restul timpului sunt cu părinții, cu bunicii, sunt în familie, sunt și cu învățătorii, desigur. Dar timpul pe care copiii îl petrec cu părinții este esențial, pentru că, pe de-o parte, este ocazia în care părinții sau bunicii pot discuta cu ei despre Cuvântul lui Dumnezeu și informația este așezată în mintea lor, dar, pe de altă parte, ei văd pe părinții lor luând decizii în contexte potrivnice co sau în contexte favorabile în contextul prosperității sau al sărăciei, în contextul unei vieți liniștite sau în contextul unei frământări legate de idoli. Ei văd, ei pot dobândi informația și ei văd un model. Și între cele două se conturează calea pe care ar trebui să meargă. Iar când vor crește, vor deveni oameni liberi, pentru că vor ști care, că există două alternative. Este o cale lată și este o cale îngustă. Și vor ști exact care duce la viață și care duce la moarte. De aceea, măsura în care îl ascultăm pe Dumnezeu este măsura sănătății noastre spirituale, indiferent de contextul în care ne aflăm. Chiar dacă nu ne place ascultarea. Și lupta aceasta ascultării este una normală și necesară în viața unui, unui creștin. Dar Dumnezeu ne-a dat resurse. Ne-a dat Duhul Sfânt și ne-a dat Scriptura care să ne înnoiască. Dar trebuie să facem din ea pasiunea, hrana sufletului nostru. Iar dacă viața noastră se centrează în jurul celui care ne-a creat și ne-a mântuit, atunci vom vorbi despre el. Dacă el este comoara și moștenirea noastră, atunci vom face totul pentru a transmite mai departe. Acesta este drumul pe care ne cheamă Dumnezeu să mergem. Fie el credem și facem din cuvântul său stânca pe care ne zidim viața, fie ne așezăm pe nisipul propriilor păreri. Ca să mergem pe acest drum, avem nevoie să ne încredem în el, indiferent de contextul în care suntem, pentru că astfel de contexte nu sunt decât ocazii în care ascultarea noastră este testată, credința este încercată și iubirea, adevărata iubire. Este dovedită. Dumnezeu să ne ajute. Amin.